Soția premierului Dacian Cioloș a cântat aseară pentru campania cu mințenia pământului. Valerii Cioloș a susținut alături de alți artiști un concert de muzică sacră la Catedrala Sfântul Mihail din Alba Iulia. Cei peste 100 de spectatori au donat bani pentru achiziționarea operei lui Brâncuș. Concertul a început cu Tatăl nostru, interpretat de tenorul Ioan Chiciudan, apoi soția premierului a cântat Ave Maria. Pe scenă au mai urcat soprana Alexia Trif și corul de copii dirijat de Boris Rankov. Urmează, doneză! Când mă întorc, eu fac contabilitatea acasă și am plecat de 2 săptămâni și nu am dat, dar acum o să dau. Și de ce să dau? De fapt, pentru mine e vorba de un simbol, este Brâncuș, care este român. La intrarea în catedrală, spectatorii au primit un pliant în care erau trecute conturile bancare, unde puteau face donații pentru achiziționarea sculpturii lui Brâncuș. A fost foarte frumos, minunat. Într-adevăr, o muzică sacră care ajunge la sufletul omului. Ce v-a impresionat cel mai mult? Și copiii, și doamna... soția prim-ministrului, toți au cântat foarte frumos și cred că este un gest onorabil. Mi s-a părut un spectacol deosebit, cu niște oameni minunați. Ce v-a impresionat cel mai mult? Primul gând este să spun că acești copii minunați, tocmai pentru că și eu lucrez cu copii și mă impresionează de fiecare dată, dar... Nici sopranele nu s-au lăsat mai prejos. Această manifestare este organizată de Primăria Municipiului Alba Iulia în cadrul unei campanii Produs din Suflet pentru Comunitate, în care dorim ca prin efortul acestei comunități să ne alăturăm campaniei de subscripție publică. Valerii Cioloș-Vilmea a cântat și anul trecut la Gala Micului Prinț, care i-a sărbătorit pe cei implicați activ în viața comunității. Acum, Ministerul Culturii a demarat o campanie pentru achiziționarea operei lui Constantin Brâncuș. Donațiile pot fi depuse în conturile a 6 bănci comerciale.